Doamnă prim-ministru, stimată doamnă președintea Parlamentului, după cum cunoașteți, cum am convenit ieri, eu am semnat un decret pe care am actualizat componența Consiliului Suprem de Securitate, țin cont de ultimele numiri care au fost în Parlament săptămâna trecută, aprobarea componenței nouă guvernului. De ce am hotărât astăzi să ne convocăm în ședință, în prima ședință, în formatul acesta Consiliului Suprem de Securitate, pentru a examina mai multe subiecte care le consideră destul de importante. Se propun 4 subiecte pentru a fi examinate, ordinea de zi ați primit-o. Este propunerea să avem un schimb de opinie asupra acestor subiecte. Vreau să vă informez că au fost invitați și persoanele Procuratura Generală, la venit, da? Procurorul General Harunjan și Guvernatorul Băncii Naționale, domnul Ormașu, nu au venit la ședința Consiliului Suprem de Securitate. Ei sunt membri ai Consiliului Suprem de Securitate din oficiu. O să trebuiască să aflați, colegi, ce s-a întâmplat la ei. Poate sunt blocate instituțiile și nu pot ieși din instituții, poate au alte probleme, ca să știm de ce nu vor să vină să discutăm subiecte care țin inclusiv de competența lor. În primul rând, permiteți-mi să felicit Guvernul Investit, pentru că începând cu ziua de astăzi, toți membrii Guvernului au depus jurământul. Avem un guvern legitim, avem o majoritate parlamentară legitimă, care, în fața cărora stau sarcini extrem de importante conform intereselor naționale ale Republicii Moldova. Acum vreau să vă informez despre discuțiile și deciziile care au fost luate în cadrul Consiliului Suprem de Securitate. Astăzi, la ședința Consiliului Suprem de Securitate, au fost incluse în ordinea de zi 4 subiecte. Cu regret vreau să constat că persoanele care din oficiu sunt obligate să participe la ședințele Consiliului Suprem de Securitate, 2 instituții nu au fost reprezentate. Este vorba de Procurorul General, care a fost invitat astăzi pentru ședință și nu a venit. Și este vorba de Guvernatorul Băncii Naționale, care, de asemenea, nu a fost prezent la ședința Consiliului Suprem de Securitate. Vreau să atenționez asupra faptului că, conform legislației, membrii Consiliului Suprem de Securitate sunt obligați să se prezinte la ședință. Subiectele care au fost astăzi discutate și deciziile care au fost luate. Primul subiect. Devalizarea sistemului bancar din Republica Moldova, investigarea fraudei bancare, precum și necesitatea publicării raportului Crol 2. Au fost luate pe acest subiect 3 decizii importante. Prima. Cerem Procuraturii Generale Băncii Naționale prezentarea în regim de urgență la Consiliul Suprem de Securitate a raportului Crol 2. 2. S-a convenit ca Guvernul, doamna prim-ministru, Parlamentul, Comisia de Investigare Carierei a fost creată, să se adreseze direct către compania internațională Crol pentru a cere să-i fie prezentat detaliile despre investigațiile făcute, inclusiv raportul Crol 2. Și 3. Consiliul Suprem de Securitate se adresează comunității internaționale cu solicitarea de a se implica în investigarea fraudei bancare. Al doilea subiect din ordine de zi. Examinarea subiectului privind scoaterea masivă pe căi ilicite a mijloacelor financiare și a bunurilor materiale din Republica Moldova și distrugerea probelor pe infracțiunile comisiei. Pe acest subiect au fost luate următoarele decizii. La moment sunt 2 instituții de stat care în regim online urmăresc informația despre transferurile bancare pe sume mai mult de 500.000 de lei. Astfel, s-au luat următoarele decizii. Prima. Solicităm Băncii Naționale a Moldovei
și serviciului spălarea banilor care este subordonat Guvernului, să informeze zilnic Consiliul Suprem de Securitate despre toate fluxurile de mijloace financiare, conform legislației în vigoare. De asemenea, solicităm toată informația pe aceste fluxuri, începând cu data de 1 ianuarie 2019. O să explic despre ce este vorba. În adresa președinției, în adresa membrilor Consiliului Suprem de Securitate, parvin informații că cei care au pierdut guvernarea și urmează în timp scurt să devină istorie sau o parte din ei opoziție parlamentară, în regim de urgență, scot mijloace bănești din Republica Moldova. Această informație se confirmă prin diverse surse. Pentru a preîntâmpina aceste scheme, noi, astăzi, din numele Consiliului Suprem de Securitate, solicităm să fim informați zilnic. Și a doilea decizie pe acest punct este: atenționăm angajații organelor de investigație și anchetă despre responsabilitatea personală în cazul distrugerii sau dispariției probelor pe infracțiunile și cauzele penale legate de frauda bancară. Există informații că se lichidează, se sigilează probele pe mai multe infracțiuni de rezonanță națională și se scot din instituțiile de stat. Să nu avem cazuri cum au fost câțiva ani urmă, când întâmplător a ars un automobil, nu știu unde, la marginea pădurii, sau întâmplător să ardă vreun etaj din procuratură sau nu știu ce, intenționat pentru distrugerea probelor. Noi știm despre acest lucru și atenționăm angajații acestor instituții despre responsabilitate personală. Al treilea subiect discutat astăzi la ședința Consiliului Suprem de Securitate. Poziția Consiliului Suprem de Securitate asupra deciziilor arbitrare adoptate recent de către Curtea Constituțională. Următoarea decizie. Am luat act de deciziile Curții Constituționale și le calificăm ca fiind arbitrare, contrar Constituției și care atentează asupra securității naționale. Vreau să repet încă o dată pentru membrii Curții Constituționale. Consiliul Suprem de Securitate a luat act de deciziile Curții Constituționale, deciziile recente, din ultimele zile, ale Curții Constituționale, și le califică ca fiind arbitrare, contrare Constituției și atentat asupra securității naționale. Acolo sunt juriști în această instituție să se uite în lege ce înseamnă atentatul la securitatea națională și uzurparea de stat. În afară de aceasta, vreau să vă informez că am consultat, deja în calitate de președinte, am consultat fracțiunile parlamentare și am constatat împreună cu colegii că decretul semnat de domnul Filip privind dizolvarea Parlamentului și anularea și anunțarea alegerilor parlamentare anticipate din data de 6 septembrie nu corespunde normei constituționale. De aceea, astăzi am semnat decret de anulare acestor decizii a domnului prim-ministru în exercițiu. Și al patrulea subiect, examinarea situației legate de blocajul activității unor autorități publice centrale. Consiliul Suprem de Securitate face apel către toate instituțiile de stat să nu împiedice și să asigure funcționalitatea legală a Guvernului nou ales. Acestea au fost deciziile care astăzi au fost examinate și luate. Eu vreau să atenționez toate instituțiile de stat să se conforme deciziilor legale ale Parlamentului și ale Guvernului legitim. Eu vă mulțumesc!